Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Angela Gonța, vă invit la știrile TV8, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. A fost reținut pentru 72 de ore un ex-secretar din cadrul Ministerului Justiției, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta a fi pretins 10.000 de euro de la un bărbat pentru a-l ajuta să obțină un certificat de administrator autorizat. Avem detalii la știri. Iar edilul Ion Ceban a anunțat azi dimineață de la tribuna primăriei Chișinău că își lansează propriul partid, Mișcarea de Alternativă Națională. Noua formațiune va fi una pro-europeană, de asigurări Ceban, fost fruntaș al Partidului Socialiștilor și adept frecvent al politicii proruse. Ce reacție a urmat, vedeți în jurnal. La solicitarea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, astăzi a fost pus sechestru pe Hotelul Național. Acțiunea are loc în dosarul Metal Feroz, în care este investigat fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, căutat acum prin Interpol, care este suma pagubelor ce îi se impută, vă spunem la știri. Astăzi a fost înmormântată fiica ideologului ultranaționalist Alexandru Dugin, asasinată acum câteva zile. La ceremonie au venit 10 de persoane publice din Rusia, inclusiv politicieni. Între timp, Kievul respinge acuzațiile care îi se aduc în legătură cu acest atac și precizează că presupusa autoare a asasinatului niciodată nu a făcut parte din structurile armate ucrainene. Deși a promis că va fi un primar apolitic, edilul Ion Ceban anunță că își lansează propria formațiune, Partidul Mișcarea Alternativa Națională. A făcut-o chiar de la tribuna primăriei capitalei, în plină zi de muncă. Noua formațiune se declară una pro-europeană. Asta chiar dacă, înainte de a ajunge la cârma primăriei, Ceban era unul dintre fruntașii Partidului Socialiștilor, adept al politicii proruse. Astăzi sunt în fața dumneavoastră pentru a anunța că lansăm Partidul Mișcarea Alternativa Națională. Partidul care este pentru faptele făcute și contra vorbelor sterile. Suntem pentru dezvoltarea țării, pentru renaștere și modernizare, pentru independență și neutralitatea Republicii Moldova. Ion Ceban a făcut acest anunț de dimineață într-un scurt briefing de presă. El a evitat să spună cine sunt doritorii de a se înscrie pe listele noii formațiuni, precizând doar că a primit mai multe cereri de aderare. Foarte mulți ne întreabă, ne sună și vor să vină în echipa noastră, iar noi suntem deschiși pentru toți cei care sunt gata să răsuflece mânicile și să muncească. Edilul a ținut să sublinieze că noua formațiune politică va fi una pro-europeană. Asta deși, înainte să ajungă la cârma primăriei capitalei, el s-a declarat apolitic și a semnat chiar și un angajament care prevede că nu va fi implicat în activități de ordin politic sau geopolitic. Imediat după ce a preluat funcția de primar, el a părăsit Partidul Socialiștilor, unde a fost unul dintre fruntași și, evident, adept al politicii proruse. O să susții sau nu Partidul Socialiștilor? Ce să fac? Să meargă în campanie? Păi, public, funcția de primar general este vizibilitate, susținerea oamenilor. Nu mă voi implica politic în niciun fel dacă ajung să fiu primar. În momentul în care îmi va fi validat mandatul, îmi voi suspenda calitatea de membru al Partidului Socialiștilor, așa cum am zis anterior. Și vreau să muncesc pentru toți chișinăuienii. Am spus că vin în funcția de primar pentru a dezvolta orașul, pentru a dezvolta suburbiile și nu pentru a spera la alte funcții. Totuși, promisiunea publică nu a durat prea mult. După aproape un an în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 2020, Ion Ceban și-a luat concediu de la primărie ca să-l susțină pe Igor Dodon în cursa pentru funcția de președinte. Am încercat să obținem un comentariu, dar consiliera primarului pe domeniul comunicării, Natalia Xari, a declarat că primarul va răspunde la toate întrebările, dar ceva mai târziu. Exact ca și astăzi, la sfârșitul anului trecut, chiar în ajun de revelion, Ion Ceban a anunțat că își creează Mișcarea de Alternativă Națională, acuzând guvernarea de incompetență. La solicitarea TV8, faptul lansării de către Ion Ceban a propriului partid a fost comentat de mai mulți analiști politici. Majoritatea spun că anunțul a cam întârziat, deoarece această intenție a sa, Ceban a developat-o încă la finele anului trecut. Și dacă unii cred că politica pro-europeană pe care își propune să o promoveze noua formațiune este doar o mască, alții afirmă că scopul actualului primar de Chișinău este să obțină voturi echilibrate atât de la electoratul de dreapta, cât și de la cel de stânga.
Este oricum trist că acest anunț se face în incinta primării, în special având în vedere că domnul Ceban a promis să fie un primar care nu face politică, dar mă rog, treaba lui. Ce m-a surprins într-un fel este că el a declarat că susține integrarea europeană. În acest context, eu am o singură întrebare la Ion Ceban. Să spună al cui crede el că este Crimeea. Totodată, Valeriu Pașa este de părere că partidul lui Ceban va urmări agenda Rusiei, doar că sub masca unei politici pro-europene. Alți doi analiști politici ne-au spus că lansarea a fost întârziată, mai ales că astăzi edilul nu a oferit niciun detaliu nou, în comparație cu anunțul inițial de acum 8 luni. În opinia lui Corneliu Ciurea, Ion Ceban nu a ținut cont de etapele de creare a unui partid. Este clar că domnul Ceban are în vedere electoratul centrist care posibil s-a dezamăgit de actuala guvernare cu anumite aspirații, un electorat cu anumite aspirații pro-europene, dar care nu dorește neapărat o confruntare cu Rusia. Și în acest context, un partid creat de domnul Ceban ar putea să atragă o parte din electoratul mai Sandu. Între timp, analistul politic Ion Tabârță susține că la baza întârzierii acestui anunț pot sta două motive. Fie că s-a pregătit foarte mult, fie acest proiect politic, lansarea lui, fie că sunt anumite probleme în lansarea acestui proiect politic, probleme de ordin personal, logistic și așa mai departe. Sau acest proiect politic va încerca să fie ceva între cele două poluri politice din Republica Moldova. Expertul mai spune că ratingul politic al primarului este afectat de cauzele penale intentate pe numele lui Igor Dodon, ținând cont că până acum acesta a făcut parte din echipa comuniștilor, apoi din cea a socialiștilor. Am vrut să cerem mai multe detalii și de la autorul anunțului, dar Ion Ceban nu a răspuns la apelurile noastre. Anul școlar nou începe cu probleme vechi, deficitul de profesori în instituțiile de învățământ din țară a depășit 2000. Cele mai multe funcții vacante sunt la specialități precum matematica, fizica, informatica. Cum vede soluționarea problemei Ministerul de Resort? Vă spunem în câteva momente, la știri. Un șir de explozii au zguduit astăzi orașul Donețk, teritoriu controlat din 2014 de separatiștii proruși din Donbas. Sediul așa zisei administrației din regiune, dar și alte clădiri administrative au fost avariate, iar cel puțin 3 persoane au murit în urma bombardamentelor. Despre aceasta au anunțat autoritățile autoproclamate din Donețk, care acuză Kievul de acest atac. Oficialii ucraineni nu au comentat deocamdată aceste explozii. Находимся сейчас в центре Донецка на бульваре Пушкина. Продолжаются взрывы. Черный дым пошел. Imagini cu exploziile din centrul orașului Donețk și distrugerile provocate de acestea au fost publicate de locuitorii din zonă. Din înregistrările distribuite de presa ucraineană se văd clădiri și mașini distruse în urma exploziilor. Sediul așa zisei administrației din regiune a fost atacat, iar cel puțin 3 persoane au murit, a anunțat primarul din Donețk pe Telegram. Gostinița centrală, cuce răzbitic mașini. Separatiștii proruși acuză Kievul de acest atac, despre care susțin că a fost lansat din armamentul donat de Occident. De cealaltă parte, autoritățile ucrainene nu au comentat deocamdată exploziile din Donețk. Bombardamente au avut loc astăzi și în Irgodar, în apropiere de centrala nucleară Zaporojia. Compania nucleară de stat a Ucrainei a declarat că forțele ruse au adus încă 2 vehicule blindate de transport de trupe și 6 camioane, precum și trupe suplimentare la centrala nucleară Zaporojia, care este controlată
de militari ruși. În prezent, Rusia are peste 40 de echipamente militare la centrală, potrivit Energoatom. De asemenea, Rusia a desfășurat acolo trupe suplimentare, a precizat compania. Ucraina cere Rusiei să se retragă de pe teritoriul centralei, care să fie declarată zonă neutră. Între timp, o misiune a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, în frunte cu directorul general, urmează să inspecteze centrala în următoarele zile pe fondalul îngrijorărilor privind o eventuală escaladare a situației. Aproape 1000 de copii ucraineni au fost omorâți sau răniți în bombardamente de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, potrivit datelor publicate de UNICEF la jumătate de an de la începutul războiului. Chiar și așa, organizația precizează că lista sa, 972 de copii, include doar acele cazuri care au fost confirmate de Organizația Națiunilor Unite, numărul real fiind cel mai probabil, mult mai mare. Ba mai mult, dincolo de oroarea copiilor uciși sau răniți în timpul războiului, aproape fiecare copil din Ucraina a avut de suferit de pe urma invaziei ruse. Chiar și cei care fug din calea focului sunt expuși unui risc semnificativ de separare a familiei, violență, abuz, exploatare sexuală și trafic de copii. A fost pus sechestru pe Hotelul Național. Acțiunea are loc în dosarul Metal Feroz, în care este investigat fostul deputat democrat Vladimir Andronache. S-a întâmplat astăzi la solicitarea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Andronache este cercetat pentru spălare de bani, precum și pentru crearea și conducerea unei organizații criminale. Acesta nu s-a prezentat în fața autorităților de investigație după ce a fost citat în mod repetat. Prin urmare, a fost anunțat în căutare cu aplicarea arestului preventiv. Potrivit unui raport al Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Andronache este beneficiarul efectiv al companiei care deține Hotelul Național, cu valoarea capitalului social estimat în 2018 la suma de 5,5 milioane de euro, adică peste 100 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, acesta este unul dintre bunurile sechestrate ale fostului deputat, cercetat în dosarul Metal Feroz, în vederea confiscării ulterioare în folosul statului. Valoarea totală a prejudiciilor cauzate de învinuit ar fi de peste 1 miliard 100 de milioane de lei. Fostul deputat PD, care a fugit din țară în anul 2021, este vizat în mai multe dosare de rezonanță, printre care Metal Feroz și frauda bancară. Anterior, el a fost anunțat în căutare internațională prin Interpol. Un fost funcționar din cadrul Ministerului Justiției a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins 10.000 de euro de la un bărbat pentru a-l ajuta să obțină certificatul de administrator autorizat, susținând că ar avea influență asupra unor membri ai Comisiei Specializate de pe lângă Uniunea Administratorilor Autorizați. Potrivit denunțătorului, bănuitul ar fi pretins de la el 10.000 de euro, însă ar fi primit doar 6. În schimbul banii urma să-i convingă pe examinatorii comisiei și să-i dea nota maximă, dar nu și-ar fi onorat promisiunea. Azi dimineața au avut loc percheziții la domiciliul bănuitului, dar și la biroul șefului Uniunii Autorizațiilor. Peste 2100 de locuri vacante de profesori și educatori în școlile și grădinițele din țară. Cel puțin, asta arată datele deținute la această oră de Ministerul Educației. Cifra este mai mare, cu 200 comparativ cu anul trecut, atunci când instituțiile de învățământ duceau lipsă de aproximativ 1900 de cadre didactice. Cap de top la acest capitol este capitala, urmată de raioanele Nisporeni și Ungheni. Anul de studii 2022-2023 începe cu un deficit acut de profesori și educatori în școlile și grădinițele din toată țara. Mai exact, la această oră este nevoie de 2161 de specialiști, cu 186 mai mult decât anul trecut. Potrivit Ministerului Educației, în fruntea listei se află capitala, cu 509 locuri vacante sau cu circa 60 de funcții libere mai mult decât anul trecut. Pe locul 2 este raionul Nisporeni, unde lipsesc 147 de învățători și educatori, cu 44 mai mult decât în 2021. Urmează raionul Ungheni, unde nu se ajung 129 de cadre didactice, dar unde anul trecut erau cu 8 locuri libere mai mult. Pe locul 4 se regăsește raionul Hâncești, cu 119 locuri vacante. Din totalul necesar de peste 2000 de specialiști, cele mai multe locuri vacante sunt pentru educatori și pedagogi preșcolari. În total aici lipsesc 482 de cadre,
care, totodată, mai este nevoie de circa 200 de profesori de matematică și aproximativ 120 de limba și literatura română. Se mai caută și 110 învățători la clasele primare. În Chișinău sunt aproximativ 300 de instituții de învățământ școlar și preșcolar, iar dacă am raportat la numărul locurilor vacante, ar însemna că în fiecare instituție nu ajung câte unul sau doi specialiști. Salarizarea este una destul de mică pentru cadrele didactice, iar o bună parte dintre tinerii specialiști care absolvesc facultățile pedagogice nu vin din municipiul Chișinău și atunci urmează să meargă la gazdă, urmează să-și plătească chiria. Potrivit lui Andrei Păvăloi, pentru a atrage tinerii specialiști în domeniul educației, primăria le oferă câte 2000 de lei pentru gazdă. Chiar și așa, o bună parte aleg un loc de muncă mai bine plătit. Cele mai multe funcții vacante sunt la specialități precum matematica, fizica, informatica, mai ales la informatică, unde specialiștii pot merge în zona IT, unde salariile sunt mult mai mari. Un alt motiv al deficitului cadrelor didactice este și creșterea numărului de copii. Mai exact, în fiecare an în Chișinău, numărul școlarilor crește cu circa 3000. În acest an, fiind vorba de aproximativ 100.000 de elevi care urmează să-și facă studiile, de exemplu la Liceul Teoretic Mihai Viteazul, deși s-a planificat să fie 4 clase de întâia, din cauza numărului mare de solicitări s-a format încă o clasă. În fiecare sunt cel puțin 36 sau 38 de micuți. În această sală de clasă au fost pregătite 18 bănci, asta pentru că din data de 1 septembrie aici vor învăța aproximativ 36 de copii în primul sau an școlar. Asta ar însemna că toate locurile vor fi ocupate, inclusiv în băncile din spatele clasei. Din toate solicitările, deci am acceptat peste 150 de copii, fiindcă sau au frate, soră sau chiar câte doi frați, deci fiind în preajma instituției, cu titlul de excepție au mai fost înscriși vreo 20 de copii. Numărul mai mare de copii înseamnă și un volum mai mare de lucru pentru profesori. Maria Buruiana are în clasă 40 de copii în vârstă de 7 sau 8 ani. Sunt 40 de caractere, 40 de temperamente. Îmi place să îi scodesc fel de fel de jocurile, fel de fel de... Trebuie să cucerești inima copilului ca să-i placă să vină la școală. În prezent, peste 40% din pedagogi au vârsta între 50 și peste 60 de ani. Pentru ca tinerii specialiști să rămână în sistem, Ministerul Educației a majorat indemnizația pentru absolvenții universităților pedagogice. Totodată, dacă aceștia au experiența de cel puțin 2 ani, pot aplica la testarea pentru ridicarea gradului didactic, iar ca urmare, la majorarea cu 30% a salariului. S-a pus punct scandalului pornit după ce prim-ministra Finlandei a fost filmată cum dansează cu mai mulți prieteni. Pe lângă critici, a avut parte și de susținere. Mai multe persoane politice s-au filmat cum dansează în diferite ipostaze, sugerând că acest lucru nu este ilegal. Între timp, acuzată că ar fi fost drogată în acel moment, prim-ministra a făcut testul antidrog. Ce a arătat acesta, aflați imediat. Noi alerte cu bombă în capitală, ca și în cazurile precedente, s-a anunțat că ar fi minate mai multe instituții, printre care Aeroportul Internațional Chișinău, dar și Parlamentul. De asemenea, au fost vizate comisariatele de înrolare în forțele armate și unele centre comerciale. Alerta cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău a afectat de această dată și circulația troleibuzelor din zonă. Serviciile specializate au intervenit imediat și au efectuat verificările necesare. Anterior, șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a declarat că alertele false cu bombă sunt generate de un grup de persoane, dintre care unele nu s-ar afla pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit oficialului, autoritățile revizuiesc protocoalele de intervenție pentru a crea cât mai puțin disconfort cetățenilor. De asemenea, șeful SIS spusese că riscul unor destabilizări în masă este redus. Până în prezent, toate alertele cu bombă s-au dovedit a fi false.
Deputata Partidului Șor, Marina Taube, rămâne în arest preventiv în penitenciarul numărul 13 din capitală. Magistrații Curții de Apel Chișinău au respins astăzi recursul depus de avocați în care aceștia au cerut anularea măsurii de arest preventiv în privința clientei lor. Pe 16 august, magistrații Judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana au admis demersul acuzatorilor de la Procuratura Anticorupție și au prelungit cu încă 20 de zile arestul preventiv în penitenciarul numărul 13. Marina Taube a fost reținută pe 21 iulie după ce a rămas fără imunitate parlamentară. Aceasta este acuzată de acceptarea finanțării Partidului Șor de către un grup criminal organizat și falsificarea raportului de finanțare a formațiunii pentru primul semestru al acestui an. Marina Tauber pledează nevinovat. Asasinată acum câteva zile, fiica ideologului ultranaționalist Alexandru Dugin a fost înmormântat astăzi. Ceremonia funerară a fost una impresionantă și a adunat zeci de persoane publice din Rusia, inclusiv politicieni importanți. A fost prezent și Alexandru Dugin, care a ținut un discurs. Între timp, Kievul respinge versiunea serviciilor secrete rusești și precizează că presupusa autoare a atacului nu a fost niciodată parte din structurile armate ucrainene. Au reacționat și Statele Unite la acest atac, dar și autoritățile din Estonia. Sicriul a fost depus în holul turnului de televiziune din Moscova. Politicieni importanți, persoane publice și apropiații ai familiei au depus coroane de flori și au ținut discursuri. A fost prezent și tatăl Darie Dugina, care a ținut o cuvântare în care a vorbit despre cum și-a crescut și educat fiica pentru ca aceasta să devină o persoană ideală în viziunea lui. În încheiere, Dugin a declarat că fiica lui a murit pentru victoria Federației Ruse. За Россию на фронте и фронт это здесь. Не так здесь, в каждом из нас. А еще с детства, просто чуть ли не первыми ее словами, которые, конечно, мы ее научили, это была Россия. Între timp, un val de reacții a apărut după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că a identificat autorul atacului în care și-a pierdut viața Dugina și a acuzat serviciile speciale ale Ucrainei că ar fi pus la cale atentatul de sâmbătă. Kievul a respins repetat aceste acuzații. Potrivit versiunii FSB, persoana care ar sta în spatele atacului ar fi o ucraineancă care a fugit în Estonia după comiterea crimei. Presa rusă de stat a relatat că Vovka ar putea fi o luptătoare în regimentul Azov și a postat și o fotografie cu presupusa legitimație găsită de FSB. Regimentul însă declară că nu are nicio legătură cu femeia desemnată drept autoare a crimei, iar serviciul de presă al Gărzii Naționale Ucrainene a declarat că Natalia Vovk nu a activat niciodată în Azov. Ministrul estonian de externe a calificat drept o provocare concluziile serviciilor secrete de la Moscova, iar purtătorul de cuvânt al Departamentului American de Stat, Ned Price, a declarat că Statele Unite condamnă uciderea civililor atât ucraineni cât și ruși. Unequivocally condemn the targeting of civilians. We condemn the targeting of civilians, whether that's in Kyiv, whether that's in Bucha, whether that's in Kharkiv, whether that's in Kramatorsk, whether that's in Mariupol, or whether that's in Moscow. That principle applies around the world. Daria Dugina a fost ucisă sâmbătă seara când un presupus dispozitiv exploziv amplasat în mașina în care se afla a fost detonat. Apropiații Kremlinului au numit acest eveniment un atentat cu mașină capcană care îl viza, de fapt, pe tatăl ei, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin. Deși Kremlinul a acuzat Kievul că ar sta în spatele acestei explozii, atacul a fost revendicat de o grupare de partizani clandestină care ar activa în Federația Rusă. Un bărbat de 59 de ani a decedat după ce ar fi fost electrocutat în timp ce vorbea la telefon. Tragedia a avut loc ieri în satul Cioburciu din raionul Ștefan Vodă, iar din spusele rudelor, totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 22. Bărbatul ar fi ieșit din duș pentru a răspunde la telefonul fix care se afla lângă un congelator conectat la priză. Ba mai mult, pe podea erau înșirate și niște fire electrice. Bărbatul s-ar fi rezemat de congelator și astfel a fost electrocutat. Rudele l-au găsit la pământ, fără semne de viață, și au chemat poliția, dar și angajații de la rețelele electrice. Cauza și circumstanțele exacte ale incidentului urmează a fi stabilite de experți. Regia Transport Electric anunță cu mare fast încă în luna aprilie despre semnarea unui contract privind implementarea sistemului GPS în transportul public. Acest proiect n-a fost pus în aplicare nici până astăzi, deși potrivit prevederilor din contract trebuia să fie funcțional în cel mult 2 luni.
Ca urmare, harta digitală este și ea pe linie moartă, iar pentru a avea o idee despre locul aflării troleibuzelor, oamenii examinează itinerarul afișat pe hârtie în stațiile de așteptare. Totul în zadar însă, pentru că nici acestea nu au fost actualizate, spun ei. De cealaltă parte, responsabilii de la Direcția Transport dau asigurări că termenul limită de lansare acestui sistem nu a fost depășit. Contractul privind implementarea sistemului GPS în troleibuze a fost semnat pe 19 aprilie curent cu o altă firmă decât cea inițială. În cel mult două luni, acesta urma să efectueze lucrările de instalare a echipamentului necesar în toate troleibuzele. Acum, la final de august, deși a trecut o perioadă dublă, constatăm că sistemul nu este pus în funcțiune, iar harta digitală rămâne inactivă. Prin urmare, cei care așteaptă troleibuzele în stații sunt nevoiți să ghicească pe unde s-o fi aflând transportul public, examinând orarul afișat pe col de hârtie. Dacă acum câteva luni oamenii puteau vizualiza pe harta digitală unde se află troleibuzele, astăzi această aplicație nu mai funcționează. Între timp am discutat cu unii oameni care ne-au spus că nu mai folosesc această aplicație pentru că au observat deseori că nu mai este disponibilă harta. Potrivit Direcției Transport, pentru punerea în funcțiune a noului sistem, primăria a achitat din bugetul municipal 2 milioane de lei, suma fiind de 4 ori mai mare decât acum 3 ani, când prima tentativă de implementare a sistemului GPS și a hărții digitale a eșuat. Atunci, primăria a semnat un contract în valoare de 500 de mii de lei, însă la niciun an distanță, harta digitală a intrat pe linie moartă. De fapt, nici acum lucrurile nu prea sunt clare. Dacă în aprilie, Regia Transport Electric spunea că sistemul va fi instalat în două luni, acum se pare că prevederile din contract sunt cu totul altele. Mai mult, responsabilii de acolo susțin că termenul limită de lansare a sistemului nu a fost depășit. Proiectul integral va fi gata timp de 60 de zile, conform contractului. Astăzi deja suntem la etapa finală, deci conform contractului, absolut la toate trolebuzele au fost instalate aceste sisteme GPS. Deja ele sunt funcționale. Acum însă se petrec ultimele ajustări ce țin nemijlocit de aplicația, care urmează a fi lansată în scurt timp. Vorbim aici despre o aplicație nouă, o platformă nouă, deci este un proiect nou în totalitate. Între timp, mulți oameni au spus că au renunțat la această aplicație, deoarece au observat că nu funcționează. Da, folosesc, țin minte, ceva timp în urmă, câteva luni în urmă el lucra, dar acum, fel să mărești prețurile, nu lucrează. Când ați observat că nu mai funcționează această aplicație? Nu țin minte precis, probabil primăvara aceasta. Da, am avut deja, nu-l folosesc. De ce? Pentru că, nu știu, nu era practică. Cam măcar aproximativ cunoști unde se află transportul, da? Adică numai din faptul ăsta este bine că... Dar până ce fi, nu cred că este într-un tempo care arată acolo la... Ai dezinstalat-o din motiv că nu mai era periodic funcționabilă? Da. Iar unii orășeni ne-au spus că nici măcar nu cunosc despre ce aplicație este vorba. Nu. Prima dată auzi. Prima dată auzi? Deci nu aveți? Nu. Este o hartă în care vedeți unde transportul public când se apropie și unde este. Ah, ok, nu, asta nu am. Dar cunoașteți despre ea? Nu. Așa, și cum vă conduceți după itinerar? Da. În principiu își cunosc deja transportul. Adică nu-l cunosc când vine, dar cunosc ce și unde circul, în ce direcție. Cunoașteți despre această aplicație? Da, eu știu despre asta, dar n-am așa, nu am făcut. Deci vă conduceți după itinerar, după orarul troleibuzelor? Eu întotdeauna ved aici că este reclama și eu acolo uit și așa merg. Potrivit Direcției Transport, aplicația mobilă de monitorizare a transportului public ar putea fi funcțională la începutul lunii septembrie. Amintim că în decembrie 2019 a mai fost o tentativă de lansare a unui astfel de sistem, însă la niciun an distanță unitățile de transport au dispărut de pe harta digitală. Atunci agentul economic anunța că a deconectat sistemul GPS din motiv că primăria Chișinău nu i-ar fi achitat nimic pentru serviciile prestate. Municipalitatea la rândul ei se apăra prin faptul că sistemul nu ar fi fost instalat în toate vehiculele. În august 2021, contractul a expirat, iar autoritățile locale au organizat o altă licitație.
S-a pus punct scandalului pornit după ce prim-ministra Finlandiei a fost filmată cum dansează exuberant cu mai mulți prieteni. Sanna Marin și-a făcut testul antidrog, care a dat un rezultat negativ. Pe lângă critici, premierul a avut parte și de susținere. Mai multe femei, dar și persoane politice importante s-au filmat cum dansează în diferite ipostaze, sugerând că acest lucru nu este ilegal. Guvernul finlandez a anunțat ieri că a ieșit negativ testul antidrog făcut de Sanna Marin. În urma apariției clipului video în care aceasta apare dansând și distrându-se alături de prieteni, asta confirmă cuvintele prim-ministrei care s-a jurat atunci că nu a consumat niciodată droguri ilegale. Șefa guvernului finlandez a decis să facă testul după ce a fost aspru criticată de unele voci și opinia publică finlandeză, iar unii politicieni din coaliția guvernamentală, dar și din opoziție, i-au cerut acest lucru. Chiar și așa, prim-ministra a avut parte și de susținere. Mai mulți lideri politici s-au filmat și ei cum dansează, printre aceștia fostul președinte al SUA Barack Obama, președintele Franței Emmanuel Macron, premierul demisionar al Marii Britanii Boris Johnson, dar și fostul cancelar german Angela Merkel. Reacțiile vin după ce săptămâna trecută filmulețul în care dansează Sanna Marin a ajuns pe internet. Tot atunci, într-o conferință de presă, premierul finlandez a declarat că nu are nimic de ascuns. Totodată, prim-ministra în vârstă de 36 de ani a notat că nu a consumat mult alcool și că imaginile nu ar fi trebuit să fie făcute publice, fiind vorba de înregistrări video private făcute la un eveniment privat. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. După știri urmează sport cu Stas Cernav. Ca în cazul în care dețineți informații interesante, ne puteți lăsa mesaje pe site-ul tvo.md, dar și pe rețelele noastre sociale. Să aveți o seară liniștită. Vă mulțumesc că ne priviți!